Panici, Raluca Irimia, Dana Betcader, Sabrina Lazea, Roxana Rob, Ana Maria Dragut, Claudia Constantinescu, Andreea Stângă și Ana Ciolan. Să spunem că în clasament CSM-ul este pe primul loc, 54 de puncte, mai are vreo 3-4 etape până va deveni matematic campioana României, în ciuda înfrângerii despre care vorbeam ceva mai devreme împotriva Craiovei. Iar Zalăul în acest moment este pe locul al 7-lea cu 28 de puncte, dar are cele mai puține meciuri jucate, 18, la egalitate cu Craiova, evident cele două echipe având un program mai aglomerat din cauza sau datorită mai degrabă participării în Cupa EHF. Câteva secunde până la începutul meciului, în tribună asistă și jucătoarele de la Bistrița, care au pierdut în primul sfert de finală din Cupa României Fan Curier la Brăila, 25-28, așadar Dunărea Brăila, prima echipă calificată în Final Four-ul Cupei României Fan Curier. Celelalte meciuri sunt Roman contra Galați, care se joacă astăzi, și Corona Brașov împotriva Vâlcii, care va fi în direct pe Digisport 2 mâine de la ora 18. La sfârșitul săptămânii, nu uitați, este și Final Four-ul Cupei României la băieți. Acolo vom avea două semifinale sâmbătă de la 12:30, Poli Timișoara contra lui Minaur, și de la 16 pe Digisport 2 Steaua HC Dobrogea Sud Constanța, urmând ca finala să fie pe Digisport 3 duminică de la ora 16:30. Aruncarea de începere pentru CSM București, care începe cu Gulden centru, cei doi interi Jorgensen și Nion Bla, extreme Hagman și Curea, pivot Frafjord, în poartă Elena Grubișici. Deocamdată lăsate pe bancă Oana Manea, Cristina Neagu, Curtovici, Paula Ungureanu de asemenea. Jucătoarele care au dus greul împotriva rusoaicelor de la Rostov-Don. O prima intervenție pentru Paula Vișan, atac al Zalăului cu internațională Ana Maria Dragut, faultată, aruncare de la 9 metri. Arbitrii acestei întâlniri sunt din Cara Severin, Dorel Gurbină și Emilian Stanciu. În campionat, CSM București a învins la Zalău cu 30-24, iar în sezonul trecut, în sala polivalentă, în returul de campionat, CSM-ul a învins cu 30-18 echipa selecționerului naționalei de tineret, Gheorghe Tadici. Faultată Tămaș, din nou aruncare de la 9 metri. Raluca Irimia, pivotul Zalăului. Acum Larisa Tămaș este faultată. Claudia Constantinescu a început centru cu Ana Maria Dragut în interdreapta. În extrema dreaptă Andrada Trif și în extrema stângă este Valentina Panici. Reprofilată din centru în extrema stângă. Cam ce s-a întâmplat și cu Anita Gheorbiț la Gheor. Primul gol al meciului marcat de Claudia Constantinescu. Un cartonaș galben pe care îl primește chiar marcatoarea golului, dacă nu mă înșel, Claudia Constantinescu. 1-0 pentru HC Zalău. Gulden, Nion Bla, Gulden, Line Jorgensen. Nion Bla, Gulden, Jorgensen se înalță. Atacul succesiv continuă până la Iulia Curea, care înscrie primul gol al CSM-ului. O acțiune rapidă pentru CSM București, o rapiditate pe care, din păcate, nu am văzut-o în ultimele meciuri din Liga Campionilor, nici împotriva lui Rostov la București. A urmat mai apoi acel meci a fost începutul perioadei slabe a CSM-ului. A urmat înfrângerea de la Gheor, meciul neconvingător cu Midtjylland, și totul a culminat cu înfrângerea de la Rostov, care a aruncat CSM-ul pe locul al treilea. Aruncare blocată și pe contraatac CSM București înscrie prin Iulia Curea.
Gheorghe Tadic o cheamă la margine pe Ana Maria Dragut pentru a-i trasa o sarcină ofensivă. O buseală mare cumulată de Zalău. Din Turcia, fetele antrenate de Gheorghe Tadic au aterizat la Cluj, au stat acasă și au venit mai apoi, au făcut această deplasare la București. Excelent pătrund de Larisa Tămaș, o jucătoare pe care te poți baza, 23 de ani are. În sezonul trecut, spuneam și cu alte ocazii, i-a jucat pivot pentru că echipa avea nevoie de ea acolo. Și-a dat tot interesul, a făcut tot efortul. Acum a revenit pe postul ei, cel de inter stânga. A reușit să înscrie al doilea gol al Zalăului, minutul 5, 2-2. Jorgensen, Gulden pentru Frafjord. Mingea ajunge la Vișan, pot pleca pe contraatac. Pani se duce în centru, aruncă și o învinge pe Grubișici. Se ridică de pe scaun Hele Thompson. A încercat să le refacă moralul jucătoarelor sale. Ați văzut la știrile Digi Sport foarte multe jocuri pe care handbalistele de la CSM București le-au făcut la antrenamentele care au urmat întoarcerii din Rusia. Să sperăm însă că echipa care în mod clar este mai valoroasă decât adversara din sferturile Ligii Campionilor va arăta cu adevărat ca o echipă și va reuși calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Hagman aruncă acum minge deviată, aruncare de la colțul terenului pentru CSM București. În sezonul trecut, Zalăul a avut o comportare excepțională, a terminat pe locul al treilea, pe podium, la două puncte de locul 2, ocupat de Dunărea Brăila. Contraatac pentru Zalău, minge ajunge cu noroc la Andrada Trif, care înscrie. Zalăul conduce cu 4-2, iată ce început bun de meci are echipa lui Gheorghe Tadic. Par în mare formă jucătoarele Zalăului, eliminate, așa cum spuneam, din păcate, din sferturile cupei HF de Castamonu, după o victorie la Zalău, 29-28, și o înfrângere cu 27-24 în Turcia. N-am văzut-o până acum pe teren pe Roxana Rob. Ea a fost cea mai bună marcatoare în dubla cu Castamonu, a dat 14 goluri. Gulden, Jorgensen, Gulden, Niombla, Jorgensen, Gulden, iese Dragut, nu prinde mingea Frafjord, dar aruncare de la 9 metri. Niombla, amenințare de joc pasiv pe atacul CSM-ului, Niombla, o fază frumoasă, o schimbare de direcție, fentă care o surprinde pe Claudia Constantinescu, chemată și ea de Gheorghe Tadic, nemulțumit de felul în care s-a apărat Claudia Constantinescu, nici n-avea de ce să fie mulțumit la faza de mai devreme, am văzut și pe reluare, plecat pe fentă Claudia Constantinescu și Niombla a reușit să înscrie. Minutul 7, reamintesc, meci din sferturile de finală ale Cupei României Fan Curier. Dacă la finalul celor 60 de minute scorul este egal, vor fi două reprize de prelungire. Dacă egalitatea persistă, vor mai fi două reprize de prelungire și abia apoi aruncări de la 7 metri. Sigur că nu ne gândim că vom avea prelungiri, dar cu CSM într-o formă destul de modestă, cine știe ce se poate întâmpla. Deocamdată un contraatac, Iulia Curea nu reușește să o învingă pe Paula Vișan. Ce intervenție bună a avut portarul de 33 de ani al Zalăului. Rămâne 4-3, Tămaș, Dragut, principalul pericol de la 9 metri pentru apărarea CSM-ului. Gol marcat de Ana Maria Dragut. Aruncătoare puternice și Dragut și Constantinescu. Mai puțin Tămaș, care are caracteristice pătrunderile, depășirile. E o jucătoare mai tehnică, cu statură mai mică în raport cu celelalte două colege de la 9 metri. Niombla, în ultimele câteva luni pe care le va petrece la CSM București, Niombla va merge chiar la adversara CSM-ului din sferturile Ligii Campionilor, la MES.
Acum Niombla faultată de Panici, aruncare de la 9 metri. 9 victorii și 3 înfrângeri are Zalăul în acest sezon al cupelor europene, în Cupa EHF. Craiova, marea performeră a sferturilor de finală, reușit să elimine Lada Toliati. După înfrângere la Craiova, la 2 goluri și victorie în Rusia la Toliati, la 3 goluri. Aruncare de la 9 metri și din nou amenințare de joc pasiv. Gulden acum, picior la Dragut. Încă 3 pase cred că mai au cele de la CSM București. Un paravan pentru Jorgensen, care aruncă pe lângă poartă. Zalăul capătă curaj. Începe bine meciul împotriva CSM-ului. Primele 10 minute se dezechipează Oana Manea. Aruncă și înscrie Ana Maria Dragut. Mingea a fost deviată de blocaj. N-a mai putut să aibă vreun reflex Grubišić în poarta CSM-ului. Mai rămâne Frafjord pe acest atac, apoi va intra probabil Oana Manea. Ea ocupă ultimul scaun pe banca CSM-ului, acela de primă schimbare, să spunem. Între timp, Frafjord reușește să înscrie. Niombla a ieșit la schimbare, a intrat Jakobsen. Se încălzește de asemenea și Camie Glonsorina. Între timp, Zalăul începe atacul. Dragut Constantinescu apără Grubišić. N-a fost cea mai bună aruncare a Claudiei Constantinescu, accidentată mare parte din sezonul trecut. O junioară de mare talent. Aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Iese la schimbare până la urmă Frafjord. Intră pe teren Oana Manea. Sigur că Liga Campionilor va reveni în gândurile jucătorilor de la CSM. Bine, în gânduri probabil că este și în acest moment, dar va reveni fizic de Paște, în primul weekend din luna aprilie. Atunci va fi meciul din Polivalent în Vinerea Mare împotriva lui Metz, returul o săptămână mai târziu în Franța. Acum extraordinară parada Paulei Vișan, contraatac al Zalăului, ce ratare pentru Niombla, gol marcat de Panici pe contraatac. 7-4, Zalăul conduce pe CSM București. Este accidentată Paula Vișan, care a primit acea minge în față de la Gnosia Niombla. Iată-o pe Paula Vișan, 33 de ani. Iată și parada ei. Un portar născut la Focșani, a mai jucat la Oțelul Galați, la Reșița, Neptun Constanța, Roman Sebe și Cisnădie. A venit la Zalău în 2016 de la Măgura Cisnădie. Jucat în cupele europene cu Oțelul, cu Roman și evident cu actuala sa echipă, cu Zalău. 7-4. Zalăul conduce în minutul 12 pe CSM București. Jorgensen, Niombla, Gulden, Niombla, schimbare de direcție și o pasă către Oana Manea, care obține aruncare de la 7 metri. O primă eliminare de 2 minute primită de Larisa Tămaș. În campionat este a doua cea mai eliminată jucătoare a Zalăului. Prima este Irimia, 15 eliminări, Tămaș are 14. Bela Gulden execută aruncarea de la 7 metri și apără extraordinar Paula Vișan, în mare formă portarul Zalăului. Cea mai bună jucătoare de până acum de pe teren. CSM București își continuă atacul supranumeric cu Gulden, Jorgensen și Niombla. Nicio schimbare la linia de 9 metri pentru atac. Bine, singura schimbare este Oana Manea pe pivot în locul lui Frafjord. Gulden, Jorgensen, din nou Gulden. N-a ieșit prima schemă în atacul CSM-ului. Jorgensen,
Pas voleibalat către Hagman, care înscrie. Frumos până la urmă atacul succesiv. Au fructificat faptul că aveau o jucătoare în plus, cele de la CSM București, și au redus din diferență. Ne apropiem de jumătatea primei reprize. Zalăul conduce la București 7-5 în sferturile de final ale Cupei României Fancurier. Constantinescu, Dragut. Încă 40 de secunde de inferioritate pentru Zalău. N-a scos portarul Tadici. Dragut, blocată de Jorgensen, aruncare de la 9 metri. Duel de la egal între Dragut și Jorgensen. Acum Panić, ia acțiunea pe cont propriu și reușește un gol superb. Valentina Panić, extraordinară pătrunderea ei, reușește să înscrie Panić. Reușește Zalăul să marcheze goluri și în inferioritate. N-au ce face jucătoarele lui Tadić în fața lui Nosian Niombla. Aceea schimbare de direcție. Din nou chemată la margine Dragut. Tadić îi spune cum trebuie să se apere. Nosian Niombla ia jocul pe cont propriu, cea mai bună jucătoare de la CSM. Și singura, sper să nu mă înșel, ținută în primul 7 de la Rostov, în echipa CSM-ului. Sigur că atunci a jucat centru cu Neagu în interstânga, acum Nosian Iombla revine pe postul său, cel de interstânga. Constantinescu, Dragut, Panić în centru, pași în fault, 9 metri. I-a dat drumul la timp Sabine Jacobsen. Aruncare de la 9 metri, execută Irimia pentru Dragut! Aruncă Dragut! Ravanul fusese bine executat, dar n-a poziționat așa cum trebuie aruncarea Ana Maria Dragut și Grubișić a reușit să apere. Dar pentru CSM București, în acest moment depășim jumătatea primei reprize. Gulden, Niombla în fața sa, Constantinescu, Gulden, Jorgensen. Ce atac frumos al CSM-ului. Ce gol marchează Line Jorgensen. N-a stat prea mult pe gânduri, a aruncat din prima Line Jorgensen și a surprins-o pe Paula Vișan. 8-7, schimbare în centru, Claudia Constantinescu schimbată de Roxana Rob. 25 de ani are, din 2009 joacă la Zalău, atunci a venit de la CSS Baia Mare. Peste 80 de goluri marcate în sezonul trecut. Dragut, o depășire frumoasă, obține aruncare de la 7 metri, a fost faultată de Sabina Jacobsen. O apărătoare de 28 de ani venită de la Midtjylland. Mai juca la Lugi Lungi și la Randers. Roxana Rob execută aruncarea de la 7 metri și o învinge pe Elena Grubișić. Rob are 97 de goluri marcate în 18 meciuri în Liga Națională. Zalăul vine după înfrângerea, mă refer aici la campionat, după înfrângerea de la Bistrița. A câștigat 3 meciuri în deplasare, un egal și 6 înfrângeri. A învins la Rapid, la Brăila și la Galați, egal la Cluj. Încearcă să o angajeze Gulden pe Manea. N-a ieșit combinația, recuperează din nou jucătoarele de la Zalău. Larisa Tămaș aruncă și înscrie. Foarte bine joacă Zalăul. O linie de 9 metri activă care pune în pericol apărarea CSM-ului, care continuă un joc destul de pasiv, să spunem. 10-7, timeout pe care l-a cerut Helle Thompson.
foarte nemulțumită Helle Thompson. CSM București în campionat are 18 victorii și o înfrângere, cea din etapa trecută împotriva Craiovei. A câștigat toate meciurile de pe teren propriu, 9. În optimile de final ale Cupei României a zdrobit Slobozia, 34-19. Cea mai bună marcatoare în campionat, Bela Gulden, 79 de goluri. Iată că schimbă liniile Helle Thompson. Nosia Nionbla în centru, trece acum, intră și Cristina Neagu în inter stânga și Amanda Kurtovici în inter dreapta. Mudriștoiu a intrat în extrema dreaptă, dar continuă ratările pentru CSM București. Dragut scapă mingea, recuperează Panici. Kurtovici a aruncat mai devreme la poartă, a nimerit bara, Dragut aruncă peste poartă. Iată și pe Paula Ungureanu intrată în poartă. E șaptele de bază, să spunem, al CSM-ului, cu singure schimbări extremele, dacă nu mă înșel. Poate și pivotul, Helle Thompson o folosește mai mult pe Frafjord, întotdeauna Oanei Manea. Linia de 9 metri și portarul sunt cele folosite cu încăpățânarea aproape câteodată de Helle Thompson. Nionbla, Kurtovici, Neagu, pasă care a venit cam jos Cristinei Neagu, pasă greșită a lui Kurtovici, contraatac al Zalăului și să vedem. Aruncare de la 9 metri, s-a apărat bine Cristina Neagu în fața Andradei Trif. Paula Ungureanu își ceartă colegele. Nu odată s-au contrat în presă Cristina Neagu, liderul naționalei și fostul selecționer Gheorghe Tadici. Dragut, Rob, Tămaș aruncă și înscrie! Ce inspirație are Larisa Tămaș! 11-7, Zalăul conduce la București pe CSM. Nu par deloc conectate jucătoarele CSM-ului la atmosfera acestei partide. Helle Thompson vorbește cu secundul Adi Vasile. Udriștoiu, Neagu aruncă și înscrie. Primul gol al Cristinei Neagu. Aruncă de undeva din inter dreapta, dar destul de în spate s-a apărat Zalău la această fază. N-avea ce să facă mai multe Paula Vișan. Ultimele 10 minute din prima repriză. Rob, Tămaș, Panici, Dragut, Tămaș, Rob. Rob aruncă și înscrie. Ce gol frumos marchează Roxana Rob, jucătoare de 25 de ani, născută la Baia Mare. Acum Cristina Neagu, Kurtovici depășește și înscrie. Primul gol al Amandei Kurtovici. Se înscrie la foc automat în această perioadă a jocului. Rămâne însă Zalăul în față cu 3 goluri. Are mari șanse Zalăul să termine în avantaj prima repriză. Tămaș, Rob, Dragut, Trif în extrema dreaptă, Panici. Acum pleacă în circulație Trif, Tămaș. Nu se poate înălța, a pasat lui Dragut. Panici. O depășire caracteristică, obține aruncare de la 7 metri Valentina Bardac Panici. Cartonaș galben pe care îl primește Kurtovici. Se pregătește pe margine și Maida Mehmedovici, cea mai bună jucătoare a CSM-ului la Rostov, alături evident de Paula Ungureanu.
Rob execută aruncarea de la 7 metri și o învinge pe Paula Ungureanu. 13-9 pentru Zalău în duelul cu CSM București. Reamintesc, dacă la finalul celor 60 de minute este egalitate, urmează două reprize, acte 5 minute de prelungiri. Dacă e egalitate și după acelea, alte două reprize și abia apoi aruncări de la 7 metri. Regulamentul clasic, să spunem, pentru competițiile organizate de Federația Internațională de Handbal. Cartonaș galben pe care îl primește Dragut pentru un faul făcut asupra Oanei Manea. Aruncare de la 7 metri. Nu mi se pare că s-ar fi înțeles între ei cei doi arbitri. Cu o mică ezitare, până la urmă, au acordat aruncarea de la 7 metri. Gol marcat de Curtovici. Tadic a primit cartonaș roșu în meciul turc cu Castamonu și a fost suspendat, n-a stat pe bancă în returul pierdut de echipa sa cu 27-24. Remarca Tadic că și în retur a fost un arbitraj slab al unor italieni și îi dau dreptate din acest punct de vedere. N-am văzut meciul, dar cam ce puteau să fluiere doi italieni care au învățat handbalul la televizor, pentru că în campionatul Italiei, știm, nu se joacă într-un nivel ridicat. Acum gol marcat de Aneta Pârvuțu Cristoiu. Recuperează două goluri CSM-ul din diferența maximă pe care a avut-o Zalăul. Time-out pe care îl cere Gheorghe Tadici, conducător al unui proiect 100% românesc. 17 jucătoare are Zalăul, toate din România. De partea cealaltă, CSM București are 7 jucătoare din România, 3 suedeze, 2 franțuzoice, 2 norvegiene, o daneză, o croată, o jucătoare din Muntenegru și una din Belarus. Tadici. Destul de mulțumit Gheorghe Tadici, e normal să fie așa. N-a avut să le reușeze multe lucruri jucătoarelor sale. Sigur că în apărare ar putea să stea mai bine, prin poziționare să le încurce pe jucătoarele super valoroase ale CSM-ului. Acestea sunt jucătoarele de la CSM Bistrița, spuneam, care au pierdut primul sfert de finală în Cupa României, 25-28 la Brăila. Așadar, Brăila, prima echipă calificată în Final Four. La sfârșitul săptămânii, reamintesc, Final Four-ul Cupei României Fan Curier la handbal masculin. Primește gol, până la urmă, Paula Ungureanu. Încă un gol marcat de Larisa Tămaș. Contraatac, apără Vișan în fața lui Udri Ștoiu. Și din nou atac pentru HC Zalău, din ce în ce mai aproape echipa din Sălaj să termine prima repriză în avantaj pe tabela de marcaj. Spuneam, sâmbătă de la 12:30 de minute, Poli Minaur, de la ora 16, Steaua Dobrogea Sud, cele două semifinale ale Final Four-ului Cupei României la băieți. Ambele vor fi pe Digisport 2, duminică, finala de la 4:30 pe Digisport 3. Greșesc jucătoarele Zalăului, Dragut, o pasă greșită către Trif. Curtovici aruncă în blocaj. Nu iese repunerea rapidă, nu reușesc jucătoarele de la CSM București să le surprindă pe cele de la Zalău cu aceste acțiuni, cu aceste aruncări surprinzătoare. Sau care se vor surprinzătoare, mai degrabă. Mehmedovici pleacă în circulație, Curtovici, Curtovici pătrunde și înscrie.
Da, s-au apărat rău de data asta cele de la Zalău. Din nou Ana Maria Dragut, cred, este chemată pentru o scurtă discuție cu Tadiș. Nu, e de-a dreptul schimbată. Jucătoarea din Naționala României. Din păcate, România eliminată în optimile de finală la ultima ediție a campionatului mondial împotriva Cehiei. Ați văzut însă Luzumova ce minuni face în Liga Campionilor. Sigur, Thuringer, echipa sa eliminată, dar i-a dat peste 100 de goluri și conduce în acest moment clasamentul golgheterilor cu Cristina Neagu pe locul al doilea. Revenim la meciul dintre CSM și Zalău. Trif, Rob, Trif, amenințare de joc pasiv. Iată-o pe Rob, care încearcă să angajeze pivotul. Abed Kader o faultează pe Sorina, contraatac și Jacobsen reușește să înscrie. Apărătoarea Jacobsen a fost cea mai rapidă pe acest contraatac al CSM-ului. Un gol avans a mai rămas pentru Zalău. Trei goluri consecutive marchează superstarurile CSM-ului. Să recunoaștem că n-a reușit experimentul lui Helle Thomsen cu jucătoarele care au evoluat mai puțin sau cu un mixt de titulare și sigur, acceptând ideea că în handball există și rezerve. A băgat apoi prima echipă cu Neagu, cu Mehmedović, cu Kurtović și iată că CSM-ul reușește să revină și are atacul egalării. Acum faultată Kurtović, aruncare de la 9 metri. Revin pe teren Oana Manea și Nosian Iombla în centru. Soluție din ce în ce mai folosită de Helle Thomsen în condițiile în care Bella Gulden este departe de forma dorită de cei de la CSM. Cartonaș galben pe care îl primește Gheorghe Tadić. A fost un moment în care ambii antrenori au protestat, și Tadić și Helle Thomsen. E un dialog între Gheorghe Tadić și Andrei Luca, managerul CSM-ului. Ratează acum Kurtović, recuperează Mehmedović și înscrie. Două minute eliminată Claudia Constantinescu pentru că a împins-o pe Maida Mehmedović. Începuse să protesteze Tadić, dar n-a mai făcut-o atunci când Claudia Constantinescu a pus capul în pământ, recunoscându-și vina. 14 la 14, încă 2 minute și jumătate, spuneam. A fost ceva mai devreme un dialog de la distanță pe tema arbitrajului între Tadić și Andrei Luca. Cei doi au colaborat la Old Kim Râmnicu Vâlcea, atunci când Tadić a antrenat Old Kimul între 2006 și 2008. Mehmedović apără incredibil Paul Avișan. Ultimele două minute din prima repriză, egalitate la 14. Meci echilibrat, început mai bine de Zalău, care a condus în două rânduri la 4 goluri. CSM-ul revine pe finalul primei reprize. Tămaș, Panić, Tămaș aruncă și înscrie, formidabilă această fată, Larisa Tămaș. Cred că are 100% eficiență. Și n-are aruncări puternice, dar sunt foarte bine plasate. Neagu încearcă pentru Frafiord, recuperează Mehmedović, dar ratează, aruncat în plasa laterală. Oh, cartonaș roșu pe care îl primește Maida Mehmedović. Probabil că i-a înjurat pe cei doi arbitri. Primește și cartonaș albastru, va avea parte de un raport suplimentar Maida Mehmedović. Da, înjurătură probabil că a fost. Am văzut-o pe Mehmedović uitându-se către unul din arbitri și după acel gest a fost foarte ferm arbitrul, arătându-i cartonaș roșu. Foarte nervoasă Maida Mehmedović.
Probabil că există nervozitate și pentru faptul că echipa nu traversează cea mai bună perioadă. Aici ea cere o aruncare de la 7 metri, cred că apoi i-a adresat arbitrului injurii și a primit cartonaș roșu. Se duce în tribună Maida Mehmedović. Ambele echipe joacă cu câte o handbalistă mai puțin. Zalăul conduce cu 15 la 14 și are atacul. A intrat cu numărul 8 Cristiana Nica. Intră în pivot acum Panici, Larisa Tămaș, Rob, Panici și gol pe care îl înscrie Dana Abedkader, campioană mondială de junioare în 2014 la Ohrid în Macedonia. 16-14 în inferioritate CSM București, a ieșit Paula Ungureanu. A lăsat locul unei jucătoare de semicerc. Niombla, Kurtović, Neagu la 9 metri, Manea, Gurea și Udriștoiu. Niombla, fault. Putea continua jocul, după părerea mea, aruncare de la 9 metri. Ajunsese într-o poziție bună Neagu. Acum încercare de angajare pentru Oana Manea. Cred că a fost faultată Manea. Aruncare perfectă pentru Paula Vișan. Din poartă în poartă reușește să înscrie ultimul gol al primei reprize, dar cred că vine după o decizie greșită a celor doi arbitri. După părerea mea, aici Robo faultează pe Oana Manea. Minge ajunge la Paula Vișan, care reușește să înscrie din poartă în poartă și, surpriză, Zalăul conduce cu 17-14 la pauză pe CSM București. Deocamdată intrăm și noi în pauză, dar vă așteptăm să fiți alături de noi în repriza a doua. Ne așteaptă un meci tare interesant. Rămâneți alături de noi! Iar ne caută mama. N-are decât. Cu porumbul ăsta nu ne vedem umăta nici pe ochean. Produse iscusite de la Alcedo. Pentru rezultate care se văd cu ochii. Viața altfel, cu pulpa delicioasă sau bucățile de fructe din Capi Palpi. Capi Palpi, cu cât agiți mai tare, cu atât distracția e mai mare. Savurează gustul delicios din Capi Palpi. Când sunt răcit, nimic nu funcționează la birou. Din fericire, iau Nurofen răceală și gripă și calmez rapid principalele simptome. Nurofen răceală și gripă. Am muncit zile și nu doar pentru copii. Te trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Hai, am muncit zile și nopți. Noroc, cu drojdie de cultură pură pentru un gust echilibrat. Pentru ei am făcut totul. Acum să ciocnim norocul. E unic, inconfundabil, de neînlocuit. Gustul la care te întorci cu aceeași poftă. Legendarul Big Mac, acum în 3 variante. Doar la McDonald's. Echipa de fantastic marketing. Hei, boșilor! Salut!
Cum stați cu propunerile pentru noua campanie Fanta? Ce propuneri? Campania în care arătăm cât de fan e gustul Fanta. A, da. Putem spune că te face să simți distracția de la o poștă. Și miroase a party. Te face să vezi lumea mai colorată. Iar bulele ei sunt super gălăgioase. Și se vede pe fața ta când o bei. Cam așa, nu? E fantastic. N-are niciun sens, copii. Intră și tu în discuție pe fantasticchallenge.ro. Te-ai întrebat vreodată ce gust are răcorirea? Are gustul apelor repezi care coboară la vale, al celor mai înalte vârfuri de munte, al călătoriilor în natură. Uite mă, de-aia îmi place mie la munte. Răcorirea adevărată. Păi și aici avem răcorirea adevărată. Și e mult mai simplu aici. Răcorirea are gustul unei beri inspirate din natură, maturată la rece, filtrată la rece, cu CO2 din fermentație naturală. Hai cu răcorirea! Bergambir, berea de răcorire. Prietenii știu de ce. Jaglar. La EMAG, săptămâna Microsoft îți aduce în dar un voucher de 10% extra reducere la laptopurile și desktopurile cu Windows din promoție. Comanda acum Asus VivoBook cu Windows 10, aplică codul IT10 și ai prețul special de 1709 lei. EMAG. Suntem suporterii uniți ai Simonei Halep. Strigăm într-un suflet: Hai Simona, du-ne în semifinale! Să facem istorie la Indian Wells. Astăzi, numai pentru fanii Digi Sport. Urmăriți turneile WTA în direct la Digi Sport. Mission accomplished for Simona Halep. Uriașii României iau la pas continentul și sunt hotărâți să nu treacă neobservați. Urmărește-le ascensiunea în baschetul european, în direct la Digi Sport. Dai, stop! Aici punem băncuța. Vezi tu, dragul meu, când ai muncit 20 de ani pentru alții, știi exact ce vrei pentru tine. Stai! Acolo plantăm copacii. Vivaldi. Stai, mă, aici apoi asper soarele. Nu vezi că stropești băncuța? Fă-ți grădina ca meseriașii cu Brico Depo și Practicăr. Acum ai motosapă 7 cai putere cu două accesorii la doar 1590 lei. Piele hidratată este o piele puternică, dar 8 din 10 bărbați consideră că pielea lor nu are parte de suficientă hidratare. Folosește gelul de duș Dove Men Plus Care cu o formulă unică pentru o piele mai sănătoasă și mai puternică. E unic, inconfundabil, de neînlocuit. Gustul la care te întorci cu aceeași poftă. Încearcă noul Grand Big Mac. Doar la McDonald's. Nivea Men și Real Madrid prezintă: Nu lăsa fetele galbene să-ți strice cele mai bune momente. Deodorantul Nivea Men Black and White oferă protecție 48 de ore și luptă împotriva fetelor galbene. Nivea Men Black and White. Intrăm în prelungiri cu un nou jucător Nivea Men. Alege o aplicare ușoară și acoperire precisă cu roll-on-urile din echipa Deo Nivea Men. Nivea Men, totul începe cu tine. Bac, 100 de lei? Au și trecut mai 10 minute. Timpul trece mai repede când... Te răcorești. Trimite codurile unice de sub capacele sau cheițele roșii Bergambir prin SMS la 1750 sau pe răcorimromânia.ro și poți câștiga 100 de lei la fiecare 10 minute, plus un milion de beri direct sub capac. Răcorim România! Lumea întreagă este terenul tău de alergare. Poți avea oricând stadionul tău, iar arena ta poate fi oriunde.
De aceea, Rexona cu Motion Sense îți oferă 48 de ore de protecție antiperspirantă și prospețime la fiecare mișcare. Te miști mai mult, ești mai protejat pentru provocările de zi cu zi. Rexona, nu te lasă la greu. Dacă cineva bea un Schweppes direct din sticlă, fără să lase libere bulele delicate și subtile, sunt doar două posibilități. 1. Nu are pahar. 2. E amator. Dacă vrei, îți pot oferi acest pahar, ca să nu arăți ca un amator. Pune anunț de vânzare pe Publi24. Ai și livrare gratuită, domnule gospodar. Intră pe Publi24.ro ca să publici gratuit anunțuri cu imobiliare, auto, servicii, electronice și tot ce nu mai folosești. Publi24. Vinzi și cumperi ce-ți dorești. Din nou în transmisiune directă cu sala Ioan Kunst Germănescu din București. Surpriză la pauză, Zalăul conduce pe CSM cu 17-14, meci din sferturile de finală ale Cupei României Fan Curier. O primă repriză pe care Zalăul a început-o foarte bine. Hele Thompson, care a început cu echipă, a fost nevoită la jumătatea primei reprize să introducă titularele, să o arunce în luptă pe Cristina Neagu, de asemenea pe Amanda Kurtovici. Dar în ultimele două minute a primit cartonaș roșu direct Maida Mehmedović, se pare pentru înjurături adresate celor doi arbitri, Dorel Gurbină și Emilian Stanciu. Jocul s-a dezechilibrat din nou acolo pentru campioana României și Zalăul a reușit să facă din nou diferența. Ultimul gol marcat de portarul Paula Vișan din poartă în poartă după o minge recuperată, dar după părerea mea arbitrii ar fi putut să dea un fault la Oana Manea. În fine, ne pregătim de repriza a doua, așadar 17-14, Zalăul conduce pe CSM București. Zalăul are aruncarea de începere. Larisa Tămaș în centru începe această repriză, probabil va veni pe postul său cel de interdreapta. Cel de interstânga, pardon, Dragut este interdreapta, Rob deocamdată în interstânga, Trif extremă dreapta, pivot este Ana Ciolan, iar în extrema stângă Valentina Panici. Tămaș, Dragut, a expirat eliminarea și a revenit pe teren Cristina Neagu, era vorba de eliminarea Maidei Mehmedović. I-a primit și cartonaș albastru, semn că cei doi arbitri vor întocmi raport pentru a explica ceea ce s-a întâmplat acolo. Putea fi suspendată un meci Maida Mehmedović. Deocamdată aruncare de la 9 metri pentru Zalău. S-au apărat bine campioanele la această fază și pun presiune pe atacul Zalăului. Dragut aruncă de la distanță, apără Grubișić. Revine în poartă Grubișić după ce fusese schimbat la jumătatea primei reprize. Acum Hagman, Gulden, Neagu în stânga. Ies la schimbare Jakobsen și Eglon Sorina. În locurile lor intră Kurtović și Oana Manea. Cele două apărătoare ale CSM-ului, Eglon și Jakobsen. Eglon va pleca la finalul sezonului. Neagu, gol marcat de Cristina Neagu. Al doilea gol al celei mai bune jucătoare din lume.
reluare, aruncarea năpraznică a Cristinei Neagu. Paula Bișan nemulțumită și a reproșat acest gol. Poate că putea face mai multe portarul Zalăului, care a evoluat foarte bine în prima repriză. Dragut acum. Dragut aruncă și înscrie bară gol. Ana Maria Dragut cu evoluții din ce în ce mai bune. A doua marcatoare a Zalăului în Liga Națională, 79 de goluri, cea mai bună marcatoare, Roxana Rob, care execută și aruncările de la 7 metri, 97 de goluri. 17 jucătoare, toate din România la Zalău, 24 de ani media de vârstă a echipei, antrenate de Gheorghe Tadici. Gulden, Hagman, pleacă în circulație, Neagu încearcă să o angajeze pe Oana Manea. Pasa a venit un pic prea sus. O nouă ratare a jucătoarelor de la CSM București. Dragut, Tămaș. Reamintesc că CSM-ul vine după două înfrângeri. Deocamdată Rob obține aruncare de la 7 metri. Eliminare de 2 minute pentru Oana Manea. Învinsă în campionat CSM București la Craiova, 23-21, și de Rostov în Liga Campionilor, 25-24. Și Zalăul vine după înfrângerea din Turcia împotriva lui Castamonu, 27-24. Gol marcat de Roxana Rob de la 7 metri. 19-15, reface Zalăul diferența maximă. Inferioritate pentru CSM București. Curtovici putea ataca culoarul. A ezitat Amanda Curtovici. Tot ea la minge. Neagu ținută un la om de Rob. Neagu. Neagu așteaptă pe Curtovici. Scapă mingea. Recuperează Hagman. Cristina Neagu. Gulden scoasă din joc de Panici. Neagu pentru Frafior. Semicerc. A fost însă faultată Maritman Frafior de Roxana Rob. Aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Un atac lung al campioanelor, care au o jucătoare în minus. Sigur, deocamdată Grubișici este pe bancă. Neagu combină cu Curtovici. Nu mai are Neagu o continuare a fazei. Curtovici intră la fault. Aruncare de la 9 metri. Între timp a revenit în poartă Elena Grubișici. Neagu foarte bine o angajează pe Gulden. Ce schemă extraordinară au făcut jucătoarele de la CSM București. Neagu cu pasă decisivă pentru Bella Gulden. De trei ori cea mai bună jucătoare din lume, Cristina Neagu. Bella Gulden, MVP și goalgetter al campionatului european din 2014. Atunci Suedia a luat bronzul. Tămaș, Rob, foarte bine pentru pivotul Irimia, care înscrie. Excelentă schema, au pasat foarte repede jucătoarele de la Zalău. Șahmat apărarea CSM-ului. Încă 10 secunde de inferioritate. 4 goluri în continuare pentru Zalău. Pare într-o criză CSM București. Iată, își complică viața și în întrecerile interne după ce a pierdut cu Craiova. Sigur, titlul nu mai poate fi pierdut. În vreo 3-4 etape CSM-ul va câștiga. Excelentă pasa Cristinei Neagu pentru Frafiord, care ratează. Încă o intervenție excelentă a Paulei Vișan. Meci mare făcut de Paula Vișan la 33 de ani. Panici, Rob, Dragut, se apără mai aproape de Ana Maria Dragut, Iulia Curea, Tămaș, Dragut, Rob, Panici, Irimia încearcă să-și facă loc acolo, Rob îi pasează lui Panici, Panici nu poate arunca, Dragut, amenințare de joc pasiv, Tămaș de pe picioare. Mingea deviată de o jucătoare din blocajul CSM-ului, dar și de portarul Grubișici. Au ratat șansa de a face diferența maximă de 5 goluri. Acum Frafior deci face loc și reușește să înscrie. Cere Gheorghe Tadici un fault în atac la Frafior. Diferență
foarte mare între Fra Fjord și Roxana Rob. A câștigat Fra Fjord duelul direct. Și a reușit până la urmă să înscrie. Atac al Zalăului acum. Rob a încercat să o angajeze pe Irimia. Pasa mult prea jos. Neagu. Eglon. Hagman. Hagman înscrie. CSM-ul revine la două goluri. Profită de greșelile pe care le fac în atac jucătoarele lui Gheorghe Tadic. Rob înlocuită cu Ciolan. Tămaș în centru. Ciolan deocamdată stă în inter stânga. Va intra al doilea pivot. Încearcă să-i facă culoar lui Dragut. Faultată Dragut. Pași în fault. 9 metri pentru Zalău. Perioada mai bună pe care o are CSM-ul în apărare. A ridicat nivelul echipa antrenată de Hele Thompson. Irimia, Dragut, amenințare de joc pasiv. Tămaș, Gulden iese în fața ei. Angajată până la urmă Ciolan, faultată de Bella Gulden. Aruncare de la 9 metri. Încă două pase mai au jucătoarele Zalăului. Paravan. Oh, eliminare de 2 minute. Eglon. Larisa Tămaș, foarte inteligentă la această fază, a intrat în fault. Cercat să o depășească pe Eglon, un pic haotică Camille Eglon la intervenția de mai devreme, dar nici nu cred că s-a orientat foarte bine sau și-a văzut din timp adversara, pentru că ea ieșea dintr-un clinch acolo, își făcuse locul greu, apoi s-a trezit față în față cu Larisa Tămaș și a faultat-o în zona feței. 9 metri pentru Zalău, care a ieșit din amenințarea de joc pasiv. Au din nou atac lung jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadic. Dragut, Ciolan, Tămaș, gajează pe Irimia, faultată de Jacobsen. Aruncare de la 9 metri. Meci foarte, foarte greu pentru CSM București. Ciolan, Dragut, Tămaș reușește să înscrie. Eficientă în continuare Larisa Tămaș, printre cele mai bune jucătoare ale meciului. 23 de ani are, născută la Baia Mare, 1,76. Peste 120 de goluri în ultimele două sezoane. Joacă la Zalău din 2015, a venit de la Neptun Constanța. Inferioritatea CSM-ului scoasă din nou Grubi și aici Curtovici, Neagu. Neagu încearcă să o angajeze pe Oana Manea, este din nou faultată. Fază care a semănat cu ultima fază din prima repriză. Atunci cei doi arbitri n-au fluierat fault și Vișan a reușit să înscrie din poartă în poartă. Semicerc Manea, mingea trebuie repusă de la portar. Pierdut un moment de joc cele de la Zalău. Au însă atacul pozițional și încă 30 de secunde de superioritate. Ciolan în centru deocamdată. Va merge în al doilea pivot Tămaș. Dragut. Din nou pentru Tămaș. Panici. Aruncă Tămaș și înscrie. Și n-a fost cea mai bună aruncare de data asta, dar a fost deviată. Incredibil joacă această jucătoare. Toate aruncările îi intră. Aici n-a fost pregătită aruncarea, dar a prins blocajul și mingea a trecut printre picioarele lui Grubišić. Probleme în continuare pentru CSM București. Atac lent în apărare. Sunt momente de apărare bună, dar spune că problema este inconstanța, lucru care s-a văzut și în Liga Campionilor. Gulden, Cristina Neagu. Neagu o caută pe Manea. Gol marcat de Oana Manea.
A ieșit în sfârșit combinația dintre Neagu și Manea. Sigur, Neagu a oferit mai multe pase pivoților, dar mi-aduc aminte de ratarea de mai devreme a lui Frafior față în față cu Vișan. Echipa care câștigă această partidă merge în Final Four-ul Cupei României. Ultimul sfert de finală va fi mâine în direct pe Digi Sport 2 de la ora 18, Corona Brașov, HM Râmnicu Vâlcea. Ciolan, pași cred că a făcut, pași în fault. Că faultul a venit mai târziu după pașii pe care a făcut Ana Maria Ciolan, care n-a fost deloc hotărâtă asupra ceea ce urma să facă. Iată acum la minge pe Ciolan, Tămaș. Din nou Ciolan, Dragut aruncă de la distanță, apără însă Grubișici, felicitată de pe margine de Paula Ungureanu. Neagu, oh, ce greșeală pentru Camille Glon. Nu știu ce au fluierat arbitrii la această fază, picior până la urmă. Acestea sunt gesturile lor. Protestează Hele Thompson. Acum ratează Trif. Din nou atac pentru CSM București. Ne apropiem de jumătatea reprizei a doua. Golden primește de la Neagu. Golden depășește și înscrie. Un gol simplu marcat de CSM București, de Bela Golden. Mane a reușit să poziționeze destul de bine o apărătoare adversă care n-a mai ieșit, n-a făcut pasul în lateral și pentru Golden a fost foarte simplu să rezolve o acțiune 1 contra 1. Rămâne în continuare o problemă jocul de echipă, pentru că am văzut și împotriva lui Rostov. Acum Tămaș a greșit, contraatac, Jacobsen, 22-21, recuperează din nou CSM București de la 4 goluri, acum ajunge la un gol în spatele Zalăului. Atac important al Zalăului, au greșit jucătoarele lui Tadici. Ultimele atacuri, iată și acum o pasă greșită, incredibil. Două greșeli pe care le face Larisa Tămaș după un meci atât de bun al său. Golden pe centru, gol marcat de Bela Golden, 22-22. Au pierdut diferența, aproape că se bat singure jucătoarele Zalăului, cel puțin acum în ultimele minute. Mai multe greșeli, Tămaș scoasă pe margine, Dragut este și ea acolo. Încearcă să le odihnească Gheorghe Tadiș, poate că și pentru că sunt foarte obosite au apărut aceste greșeli. Panici, revine pe teren Claudia Constantinescu, Rob Constantinescu. Panici, acțiunea pe cont propriu și obține aruncare de la 7 metri pentru apărare în semicerc. Le-a împins pe Golden și pe Hagman în semicerc. Jucătoare foarte bună. Panici foarte tehnică. Rob execută aruncarea de la 7 metri și n-a greșit până acum. Rob în vinclu a aruncat. Prima ratare de la 7 metri. Nu mai este nimic Zalăului și CSM-ul este ca un tăvălug în această perioadă. Golden reușește să înscrie după ce Neagu i-a lăsat mingea. Pentru prima oară CSM București conduce Zalăul la jumătatea reprisei a doua în sferturile de finală ale Cupei României. Deja calificat Brăila, CSM București va fi din nou la DigiSport vineri de la ora 18 pe DigiSport 2 în meciul de campionat cu Bistrița. Constantinescu, Dragut, Rob, Sana Rob, Trif, Rob încearcă să pătrundă 9 metri. Între forțare și fault. Mai degrabă fault. În această fază aș merge pe mâna arbitrilor. Dragut, Rob,
Constantinescu are o aruncare foarte bună. I-a pasat Valentinei Panici. Constantinescu blocată de Eglon. Aruncare de la 9 metri. Amenințare de joc pasiv. Încă 5 pase mai au, cred. Constantinescu, Dragut, rob pentru Panici. Gol marcat de Panici din extrema stângă. Au rezolvat admirabil această acțiune sub presiune jucătoarele Zalăului. 23-23. Gulden, Neagu, Kurtovici. Foarte puțină lume asistă la această partidă. Neagu reușește să înscrie după ce trece de două apărătoare foarte ușor. Excelent i-a venit pasa Cristinei Neagu, care reușește să înscrie după ce pătrunde fără probleme. Dragut revine pe teren, din nou a primit câteva sfaturi de la Tadici. Rob, Dragut, Constantinescu, Constantinescu din nou, Dragut, Trif. Tot mai multe probleme pentru Zalău în atac. Constantinescu, 9 metri. Rob, Dragut, Constantinescu aruncă în blocaj. Va fi aruncare de la colțul terenului pentru HC Zalău. Constantinescu, rob de pe picioare în blocajul lui Eglon. Constantinescu aruncă pe lângă poartă acum. Era la ultima pasă jucătoarele Zalăului. Oricum, admirabil jocul de până în acest moment al lui HC Zalău. O echipă cu posibilități evident mai reduse decât CSM București, dar care multe momente ale jocului a arătat o solidaritate și o legătură extraordinară între jucătoare și de aici, din atitudine, din această legătură, această unitate a lor a reușit să pună probleme CSM-ului. Faultat în atac, mai devreme Curea. Rob. Rob îi pasează lui Trif. Andrada Trif pentru Dragut. Constantinescu, Panici, Constantinescu, Dragut. Pierde mingea în fața Cristinei Neagu. Iată pe Panici, boltă peste poartă. Reușise Valentina Panici să ajungă în situație de finalizare după ce greșise Ana Maria Dragut în acel duel cu Cristina Neagu. Acum faultat Gulden. Intrăm în ultimele 10 minute ale meciului. Un gol avans pentru CSM București în fața Zalăului. Duel european în sferturile Cupei României. Gulden pătrunde și reușește să înscrie. Ce fază reușește Bela Gulden. În cel de-al treilea sfert de finală primesc un rezultat parțial în apropierea pauzei. Roman conduce Galațiul cu 15-12. Reamintesc Dunărea Brăila, echipă deja calificată după ce a învins acasă Bistrița cu 28-25. Bistrița va juca împotriva CSM-ului vineri de la ora 18 pe Digisport 2. Nu uitați astăzi, nu înainte de ora 22, meciul Simonei Halep în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells împotriva croatei Petra Martic. Constantinescu, mingea ajunge la pivotul Irimia, blocată de Eglon. Da, bine se apără CSM-ul în această perioadă, iar Tadici este nevoit să ceară time-out după ce jucătoarele sale
nu mai reușesc să fie la fel de eficiente așa cum au făcut-o 45 de minute. În fața Inter, în stânga, niciodată nu vrei să te duci exterior, trebuie să fac cerere la tine ca să te duci exterior în culoare. Deci cum faci ceea ce spun eu, că de filozofia ta sunt până aici. În apărare tot la fel. Să nu cumva să te atingi de neagru, să nu te atingi de Gulden, că ești pe post de... Știi de ce, da? Asta la fel. La fel. Dar drumul dublă cu cișare. Jucăm handball. Joacă exterior în interdreapta. I-a dat mai multe idei de atac Gheorghe Tadici. În apărare a spus jucătorilor să nu cumva să le faulteze pe Gulden și Neagu, pentru că vor fi eliminate. Probabil că asta a insinuat Gheorghe Tadici. Amenințare de joc pasiv. La fiecare fază, la fiecare atac pozițional au intrat în amenințare jucătoarele de la Zalău. În ultima perioadă a jocului, acum a aruncat Tămaș în plasa laterală. Urtoviș, Neagu, Gulden se oprește, se întoarce. Neagu încearcă să se demarce Jacobsen, dar o pasă greșită a Cristinei Neagru. Neagu, să vedem acum contraatacul. Rob obține aruncare de la 7 metri. Să vedem dacă tot ea va executa sau panici. Nu, Roxana Rob, cea care a ratat ceva mai devreme. Gol marcat de Rob acum de la 7 metri. Revin la un gol în spatele CSM-ului, jucătoarele de la HC Zalău. Reamintesc, în campionat CSM-ul a bătut la Zalău cu 30-24. Zalăul, campioana României în 2001, 2004, 2005. CSM București are și ea 3 titluri de campioană în ultimii 3 ani. Este aproape de a câștiga cel de-al 4-lea titlu la rând. Acum Cristina Neagu, Gulden. Gulden, o depășire. Gol marcat de Bela Gulden. Bela Gulden n-a început grozav meciul, dar îl termină bine, iată. Devine principala marcatoare a CSM-ului în această repriză a doua. Tămaș, Trif, Tămaș, Abed Kader. Va intra al doilea pivot, Abed Kader. Rob, Panici. Din nou probleme pentru Zalău. Panici, Abed Kader, Tămaș, se întoarce. Abed Kader, blocată de Jacobsen. Foarte bine se apără CSM-ul în centru. Jacobsen și Eglon au un nivel de Liga Campionilor în apărare în acest moment. E adevărat că fără Dragut acolo, aruncarea Zalăului este una mică. Cum va fi aruncare de la colțul terenului. Nici Dragut, nici Constantinescu nu sunt pe teren în acest moment. Scapă fără gol Grubișici și fără accidentare, sper. Fost o aruncare înșelătoare. N-a văzut mingea Grubișici. Ce s-a atins, o s-a dus în bara transversală, iar Grubișici a căzut. Ia să vedem, aici nu este extraordinar de atentă, reușește să scoată mingea și apoi cade ea în propria poartă. E bine că nu s-a accidentat la această fază, putea să cadă oricum. Se apără ceva mai avansat, jucătoarele Zalăului. Neagu o așteaptă pe Kurtovici, blocată de Tămaș. Ultimele 6 minute din meci. Nu este jucat însă...
Între CSM București și Zalău, Curtović nu e hotărâtă, aproape de intercepție, Rob Mige ajunge la Neagu Gulden. Excelentă pasa lui Gulden pentru Neagu, unul din cele mai frumoase goluri ale meciului. Neagu, Gulden, Manea și gol pentru CSM București. Meci greu al CSM-ului, condus la 4 goluri și în prima și în a doua repriză. Revin jucătoarele CSM-ului. Dar mă bucur că nu mai există echipe în România care să se dea la o parte din fața CSM-ului, iar rămân la părerea că CSM București are nevoie de meciuri puternice în Liga Națională, iată, în Cupa României, în întrecerile interne. Abed Kader, Tămaș aruncă pe lângă poartă. A părăsit-o norocul și inspirația pe Larisa Tămaș, însă nu uităm faptul că a făcut un meci foarte bun. 45 de minute, 4 minute și jumătate, 3 goluri avans pentru CSM București, care se pregătește să obțină, cu greu e adevărat, calificarea în Final Four-ul Cupei României. Să sperăm că este doar un prim Final Four, unde CSM-ul se califică și va urma calificarea în Liga Campionilor. Reamintesc că duel cu MES în sferturile de final, acum Manea obține aruncare de la 7 metri, 2 minute eliminată Irimia. După această partidă urmează pe DigiSport 2 meciul din campionatul de fotbal al Franței, PSG Angers. Alte detalii din programele DigiSport. De la ora 18:30 pe DigiSport 3, Polo în Liga Campionilor, Steaua Sabadell. De la ora 19 pe DigiSport 4, Basket, Universitatea Cluj-Groningen. Vreo 26 de puncte trebuie să recupereze Universitatea Cluj pentru calificare. Între timp, Curtović înscrie. De la ora 19 pe DigiSport 1, Juventus Atalanta. Și nu uitați, de la ora 22 pe DigiSport 2, Simona Halep, Petra Martic, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Indian Wells. Mâine de la ora 18 pe DigiSport 2, Corona Brașov, Vâlcea, ultimul sfert de finală în Cupa României. Vineri de la ora 18 pe DigiSport 2, CSM București, Bistrița și la acest sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică, meciurile din Final Four-ul Cupei României la băieți. Auzit panici, cere Tadic aruncare de la 7 metri, nici nu mai contează foarte mult cei doi arbitri. Cei doi arbitri au dat 9 metri și cu spatele și cam în semicerc la Curtović. Panic, Tămaș, faultată de Gulden. Ultimele 3 minute din această partidă, Abed Kader pentru Panic. N-are schimbări Zalăul aici, s-a făcut diferența. Panic, greșește Tămaș, recuperează Panic, Panic pătrunde și înscrie. Gol marcat de Valentina Bardac Panic. Nu renunță Zalăul până în ultimul minut. De remarcat atitudinea sălăjenelor. Zalăul mai are de jucat în campionat pe teren propriu cu Craiova, Vâlcea, Cluj, Brăila și Galați și în deplasare la Slatina, din nou la București împotriva CSM-ului. Ce meci va fi acela după duelul din cupă de astăzi și la Slobozia. Să nu uităm, în optimile Cupei României, Zalău a bătut Slatina cu 23-19. Atac de a fi sau a nu fi pentru Zalău. Panic trebuie să și grăbească atacul. Abed Kader, Panic, a intrat interstânga. Tămaș încearcă să surprindă Gheorghe Tadic cu jucătoare mobile la 9 metri. Minge ajunge la Ciolan, care înscrie. 28-26, 1 minut și jumătate din această partidă. Pot încă să recupereze, incredibil, cele de la Zalău. Meci foarte, foarte greu și continuă perioada cenușie a CSM-ului. Să sperăm însă că după
convocările la naționale vor veni cu un alt tonus jucătoarele de la CSM înaintea duelului cu Metz. Gol marcat de Cristina Neagu. Gol care până la urmă clarifică lucrurile. CSM București se califică în Final Four-ul Cupei României Fancurier la handbal feminin. Intrăm în ultimul minut. Constantinescu, Panici a ajuns în centru, postul cu care ne obișnuise până acum 2-3 ani. Tămaș Constantinescu, Tămaș aruncă în blocajul lui Eglon. Aruncare de la colțul terenului. Tămaș, time-out pe care îl cere Gheorghe Tadici. Nu de alta, dar îl avea la îndemână. Hele Thompson nu va cere probabil cel de-al treilea time-out. Iată și pe Maida Mehmedovic, alături de Vărzaru și de Iordache Mehmedovic, primit roșu ceva mai devreme în prima repriză la final. Dacă te duce exterior, te tragi în locul. Da? Deci, vedem de acolo, în partea dreaptă, da? Îmi face exterior cu vizionare. Nu te care nu te gheață, că nu haide! Un time-out când cerut de Tadici, când meciul este deja pierdut. Se uitau și jucătoarele Zalăului dezamăgite către tabelă. Am mai văzut astfel de time-out-uri. Altădată antrenorii le cer aeriene jucătorilor. Să vedem ultima finalizare pentru HC Zalău într-un meci foarte bun făcut de echipa sălăjeană. Panici, Trif, Tămaș nu poate pătrunde. Din nou amenințare de joc pasiv. Panici lasă pentru pivot, faultată Ciolan. Aruncare de la 9 metri, 20 de secunde. Ciolan, Constantinescu, Panici. Panici pentru Trif, pătrunde Trif, apără Grubi și își recuperează Abed Kader și înscrie. 29-27, este final de joc. CSM București se califică în Final Four-ul Cupei României Fancurier. Învinge Zalăul cu 29-27. Un meci frumos, un meci în care Zalăul a pus reale, dificile probleme CSM-ului. CSM-ul n-a făcut nici de data asta un meci bun, dar până la urmă se califică în Final Four-ul Cupei României. Rezultat final, CSM Zalău 29-27. Eu sunt Severin Călinescu. În numele întregii echipei vă spun la revedere. Vă invit să rămâneți pe canalele DigiSport. Îți dorești un laptop accesibil și performant? Pe Domo.ro găsești laptopuri la super prețuri. Bucură-te de reduceri și cumpără laptopul Lenovo V110 la doar 2599 de lei. Domo.ro. Pentru acasă. Tic-tac, pentru momente fresh. Nivea Men și Real Madrid prezintă. Nu lăsa petele galbene să-ți strice cele mai bune momente. Deodorantul Nivea Men Black and White oferă protecție 48 de ore și luptă împotriva petelor galbene. Nivea Men Black and White.
Intrăm în prelungiri cu un nou jucător Nivea Men. Alege o aplicare ușoară și acoperire precisă cu roll-on-urile din echipa Deo Nivea Men. Nivea Men. Totul începe cu tine. Bac, 100 de lei? Au și trecut mai 10 minute. Timpul trece mai repede când... Te răcorești. Trimite codurile unice de sub capacele sau cheițele roșii Bergambir prin SMS la 1750 sau pe răcorimromânia.ro și poți câștiga 100 de lei la fiecare 10 minute, plus un milion de beri direct sub capac. Răcorim România! Tati, tati, uite ce mai a făcut bunic! Ne mai spui mine când vii! Ba, tati! Cu creditul Alfa Rapid, iei liniștit lucrurile care îți aduc fericire în viață. Bucură-te de oferte speciale!